Bună seara și mulțumesc de invitație. Domnule ministru, în acest moment și în aceste zile au fost mai mulți miniștri de altfel prezenți în teren pentru a vedea cu ochii dumneavoastră ce se întâmplă acolo la inundații și ce măsuri trebuie luate. Vreau să ne spuneți în acest moment, pentru că în continuare avem un cod roșu de inundații pe râurile din județele Galați și Vaslui, sunt în continuare cele mai afectate. Aș vrea să știu în primul rând care sunt alocările pe care le faceți în aceste două județe din partea Ministerului Dezvoltării. Am văzut drumuri rupte, drumuri luate de viituri, infrastructura pusă la pământ. Imediat după retragerea apelor vor exista lucrări în prima urgență care se vor derula prin Compania Națională de Investiții. De astfel, acest subprogram, lucrări în prima urgență, se adresează tuturor situațiilor neprevăzute, tuturor situațiilor care apar în România și avem posibilitatea de a lucra în regim de urgență pe anumite, fie tronsoane, fie drumuri, fie reabilitare de școli, fie reabilitarea de grădinițe sau de alte instituții publice care sunt necesare actului educațional sau de sănătate din localitățile respective. De asemenea, avem posibilitatea de a ne implica prin Agenția Națională de Locuințe și a existat acest lucru și în trecut, aceea de a pune la dispoziție fie materiale, fie de a începe prin intermediul Agenției Naționale de Locuințe reabilitarea unor clădiri care astăzi sunt într-un stadiu de degradare foarte avansat. Vorbea premierul Marcel Ciolacu pe parcursul zilei de astăzi și despre instituirea stării de alertă în județele Galați și Vaslui, tocmai pentru ca autoritățile să poată contracta aceste lucrări de construcții într-o procedură accelerată. Explicați-ne puțin, odată ce se instituie starea de alertă, care sunt avantajele, cât de repede puteți interveni? Este important ca această stare de alertă să poată fi decisă de către președintele Comitetului de Situații de Urgență de la nivelul județelor care au astfel de situații. El de altfel și conduce Comitetul de Situații de Urgență. În urma instituirii acestei stări există posibilitatea de a începe proceduri de achiziție directă atât pentru bunuri de urgență, mă refer aici la alimente, la lucruri care sunt necesare pentru adăpostirea persoanelor, cât și posibilitatea de a începe pregătirea unor documentații pentru reabilitarea infrastructurii care a fost distruse, fără a mai aștepta să mă ajut să obții avizele necesare, poți începe proceduri de achiziție simplificate și în același timp poți să începi să derulezi în momentul în care apele sunt retrase lucrări în prima urgență pe care să le poți pune în practică cât se poate de rapid. Pe de altă parte, pentru că este și șeful dumneavoastră de la partid, domnul Nicolae Ciucă, în aceste zile prezent în zonele cu inundații, v-aș întreba dacă ați fost coordonat direct de dânsul. Am avut discuții permanent, suntem în contact atât cu colegii mei care sunt atât Ministrul Mediului cât și Cătălin Predoiu de la Ministerul Administrației și Internelor. Astăzi noi am pregătit toate documentațiile necesare pentru a veni cu sume de bani în regim de urgență către toate familiile care au fost afectate de către aceste viituri. Încercăm și cu siguranță fiecare din pozițiile în care suntem pe responsabilitățile care le avem să intervenim și să sprijinim toate aceste situații critice care sunt în județele afectate. Urmează discuții inclusiv la Ministerul Dezvoltării cu primarii din aceste localități pentru acordarea acestor investiții, acestor sume de bani, acestor fonduri pentru a reabilita. Vor exista și în perioada următoare, am avut discuții atât cu președintele Nicolae Ciucă, cât și cu domnul premier Ciolacu. Am avut discuții referitor la găsirea unor sume de bani, deci alocarea unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară, care să vină în sprijinul autorităților locale care au fost afectate. Toate aceste alocări le vom face în perioada următoare în funcție de necesitățile care le au aceste comunități. Așteptăm și va exista în perioada următoare o evaluare cât se poate declara tuturor aspectelor care trebuie reabilitate în perioada următoare. Unele vor pica în sarcina autorităților locale, altele vor fi în sarcina autorităților județene, dar pe fiecare dintre ele
de la nivelul guvernului, fie prin Ministerul Dezvoltării, fie prin intermediul altor ministere care au astfel de responsabilități, vom aloca sumele necesare pentru a putea să reabilităm infrastructura degradată. Ultima mea întrebare pentru dumneavoastră, la care aș dori un răspuns cât se poate de scurt, este așa, la o primă evaluare, din datele pe care le aveți până acum strânse, pentru că deja au trecut câteva zile și s-au făcut deja o parte din evaluări în teren, la cât se ridică pagubele, din datele pe care le aveți dumneavoastră? Nu pot fi estimări făcute la ora actuală, așteptăm să se retragă apele, fiindcă vedem cu toții că sunt foarte multe obiective de infrastructură care, în momentul în care apele se vor retrage, va trebui să le evaluăm și, în același timp, vor apărea situații neprevăzute, situații pe care nu le poți estima la o primă vedere. Dar, cu siguranță, toate aceste obiective vor fi în atenția noastră și vom veni în sprijinul comunităților locale. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră în exclusivitate aici la B1 TV. Adrian Veștea, ministrul dezvoltării.